Ediție specială în care vorbim cu cineva care lucrează la Assist. Salut! Salut! Sunt Steve. Eu sunt Alex. Și par relaxat. Foarte relaxat în această dimineață. Asta e o zi normală pentru tine? Da. Adică vii foarte așa... obișnuită. Da? Vii cu motorul. Mereu. Atât timp cât ține vremea, nu refuz niciodată două roți versus patru. Am înțeles că ești de mult timp la Assist. Da. Cum e? Cum te simți lucrând la Assist? Assist e o zonă în care e plină de inspirație, de oameni așa, foarte creativi și sunt niște proiecte foarte dinamice care mereu m-au ținut în priză și mereu am avut de învățat de la proiect la proiect, experiențe noi, tehnologii noi. Și niciodată n-am putut să spun că există monotonie. Cu ce se ocupă Head of Mobile Department la Assist? Pentru că asta am înțeles că ești. Da, ai înțeles corect. Head of Mobile, în general, această funcție e mai mult o funcție prin care se creează acea sinergie dintre client, proiect și echipă. Adică ești persoana care încheagă... Exact, încheg tot ansamblul. Datorită experienței care o am pe ambele tehnologii mobile, mă ajută foarte mult și să văd foarte mult din sistemul pe care clientul și-l dorește. Da. Reușesc să discut cu el atât din prisma ideilor pe care le are, dar și din prisma dezvoltatorilor care urmează să lucreze pe proiect. Și îmi este foarte ușor să transpun ceea ce clientul înțelege și ar vrea în ceva abstract pentru colegii mei ca să poată lucra cât mai optim și mai bine în ecosistemul nostru din cadrul departamentului. Acum, povestindu-mi toate lucrurile acestea, încerc să-mi dau seama dacă te gândești la felul în care legi toate pe motor. Mă gândeam că mergi tot pe premiza de software. Totul de motor. Motorul e eliberarea. Aha. Eliberarea psihică, mentală, prin care nu mai există muncă, nu mai există sisteme, sunt doar eu, drumul și o senzație de libertate. Cu siguranță ai multe proiecte interesante la care ai lucrat. Pentru tine, care ar fi un apogeu, să zic așa, unul la care te gândești? Da, au fost foarte multe proiecte, tehnologii diverse. Apogeul meu și al echipei a fost proiectul StatSports, care a constat în a crea aplicații pentru sportivi de performanță. Atât pentru sportivii de performanță din echipe mari, cât și pentru consumatorii de zi cu zi care vor să folosească același sistem de monitorizare al activității sportive. Deci este un proiect amplu. De cât timp lucrează? Amplu. Proiectele cu StatSports au început în jur de acum 2 ani și un pic. Ele au fost mai multe proiecte, nu doar unul singur, iar acum noi ne ocupăm în echipă cu ei de 3-4 segmente a soluțiilor complete. Ce ai putea să ne spui? Cât de simplu este să ții la un loc un număr de oameni care lucrează pe un proiect de genul acesta și Ce număr, să zicem, este necesar pentru a puncta numărul de oameni care pot să facă echipa de mobile pentru aplicație? Să abordăm ideea de a ține echipa la un loc. Când am specificat acea sinergie pe care eu trebuie să o îndeplinesc, de fapt, sinergia aia se duce de la client spre mine, spre echipă, iar când echipa începe să lucreze, ei trebuie în același mod să se înțeleagă unul pe celălalt și să creeze un ecosistem în care
totul merge ca un mecanism bine uns. Ideea unei echipe mari vine odată cu proiectul. Dacă clientul solicită anumite funcționalități și în același timp oferă un anumit timeline, în funcție de asta, resursele pot crește sau pot fi la un număr normal. De asemenea, ce mai poate influența acest lucru e problemele care pot să apară pe parcurs. Să existe o săptămână, două, mai mult de întârzieri, din nou, acolo echipa din nou trebuie să se schimbe. Și am ajuns și în biroul tău. Sunt curios, dacă ar fi să recomanzi ceva pentru cei care oscilează între iOS developing și Android developing, ce le-ai spune? Asta este o decizie de obicei din partea lor, fiindcă ei sunt cei care vor depune efortul să înțeleagă. Noi putem ajuta, dar este nevoie de implicarea lor. Eu aș recomanda tuturor Android developing în prima instanță, datorită simplității echipamentelor. Adică cu un simplu laptop, performanțe medii, poți încetul cu încetul să te introduci în noțiunea de a programa o platformă mobilă fără să investești foarte mult. iOS-ul e mai costisitor datorită Mac-urilor care necesită neapărat Xcode-ul și astfel faci dezvoltarea pe iOS. Deci ar fi varianta să începi cu Android, după care îți dai seama dacă vrei să treci pe iOS. Exact. Ecosistemele sunt asemănătoare. Ele funcționează în limbajele lor proprii, dar la bază, arhitectura platformei iOS și Android are o consistență asupra faptului că este o platformă mobilă. În proiectele în care ești implicat și în lucrurile ce le faci, pe ce principii te bazezi? Care sunt lucrurile care pentru tine sunt importante? Lucrul cel mai important în principal este teamwork-ul. Echipa trebuie să fie foarte sincronizată, comunicarea să meargă foarte fluent și tot timpul să fim conștienți de provocările care ne așteaptă. În al doilea rând este comunicarea cu clientul, prin care eu pot să mă asigur că ceea ce noi lucrăm este pe aceeași linie cu ceea ce își dorește și ceea ce înțeleg colegii mei. Iar în al treilea rând, research, hard work și puțină dedicare, fiindcă chiar dacă e cod scris, la final este o aplicație, fiecare părticică din acea aplicație conține un pic din personalitatea programatorului care a făcut-o. Mereu se vede lucrul ăsta, mereu am observat cum, știind partea din cod din spate și văzând aplicația cum funcționează, tot timpul găsesc, pot să-mi dau seama cine a lucrat acolo. Te ocupi de mobile department și ai grijă ca mulți dintre colegii tăi să funcționeze așa cum trebuie și să facă lucrurile ce trebuie făcute. În același timp, îți place să lucrezi și la proiecte pe cont propriu. Spune-ne ceva despre lucrul acesta, ce anume și ce. Probabil această tendință a plecat chiar înainte să lucrez la Assist, a plecat cu ideea de a face concursuri, de a învăța proactiv și să încerc să mă dezvolt pe cont propriu și încă a rămas, tot timpul încercând să prind noi trenduri, să văd noi tehnologii și să încerc să împărtășesc echipei experiențe noi. Cum te ții la linia care trebuie pe informație? Adică lucrurile evoluează foarte repede, mai ales în zona de mobile. Ce faci în această direcție și unde crezi că va ajunge? În ce direcție va evolua această zonă de mobile development? În zona de a ține pas cu trendul, fac foarte multe activități, de la urmări știri, canale foarte populare în acest scop, dar în același timp și foarte multe evenimente la care particip. Spre exemplu, ultimul eveniment la care am participat a fost în Barcelona, cel mai mare eveniment mobile din lume, MVC 2018, cred.
și acolo am învățat despre noile tehnologii de comunicație, ultimele trenduri în materie de telefoane mobile, ultimele trenduri în automotive, de a conecta telefoanele mobile cu mașina. Iar overall experiența mi-a arătat că piața se ține atât de puternică pe partea de mobile, încât tendința este ca totul să devină portabil și să fie foarte ușor de accesat informația în viitor. Și dacă de fiecare dată încercăm să aflăm ceva folositor, zic eu, am aflat și în această discuție cu tine ceva foarte folositor, pe final, ce ai recomanda celor care sunt la început de drum în zona de mobile? Ce le-ai spune pentru a-i ajuta? Ceva ce poate ție nu ți-a spus atunci când ar fi fost necesar? Da. Cel mai util sfat care am observat că toate companiile îl abordează și nu numai companiile, inclusiv universitățile din afară, se axează asupra activităților extracurriculare. Proiecte, concursuri, olimpiade, depinde ce secțiune îți place de aici. Indiferent cât de mult ai învăța sau poți învăța sau nu și ai nevoie de un mentor, mereu atât angajatorii cât și universitățile vor aprecia când în CV-ul tău se află un număr mare de concursuri și activități extrașcolare. Arată că tu chiar ai o pasiune pentru ceea ce faci, îți dorești să înveți și până la urmă urmei o faci pro bono, adică o faci pentru tine, nu primești nimic, ai eventual un premiu dacă ai avut noroc să câștigi, dar până la urmă urmei tu investești în tine și oamenii din exterior văd asta. Eu cred că asta ar fi cea mai utilă. Automat, odată cu astea, vin și cunoștințele, vine și experiența, vine și să faci cunoștință cu stresul care există în jurul nostru, dar odată ce faci ce-l cunoști, știi cum să-l controlezi, știi să-l folosești în avantajul tău. Devii mai antrenat. Corect. Îți mulțumim foarte mult, mi-a făcut o reală plăcere. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și succes în toate. De asemenea, aveți grijă, nu vă opriți din a învăța.